După câteva luni de zile în care a bătut vântul în centrele de vaccinare din județ, interesul constanțenilor a crescut considerabil. Noile restricții intrate în vigoare au adus un număr mare de persoane aici, la centrul de vaccinare amplasat la pavilionul expozițional. Oamenii stau și în vânt, chiar și pe ploaie, pentru a aștepta la rând să se imunizeze. Cei mai mulți dintre ei au venit pentru a face doza a treia, însă sunt și constanțeni care s-au imunizat pentru prima oară. Doar cu serul de la Johnson & Johnson, de pildă, s-au vaccinat 909 oameni într-o singură zi. Păi, în primul rând, cheltuiele. Dacă te îmbolnăvești, se cheltuiește o groază de bani la spital. De ce să cheltuim bani de la stat? Când foarte frumos, gratis aici, fii și te vaccinezi, totul e ok, poți să pleci afară cu avionul, nu mai avantaje, ce să zic. Printre constanțenii care au venit joi la vaccinare a fost și Elena Frâncu, sportiva care în 1973 a devenit vicecampioană mondială cu echipa feminină de handbal a României. Sunt la a treia, locul 3 nu prea mi-a plăcut în viață, dar acum a trebuit să le fac pe toate, să trec prin toate. Mă simt foarte bine, mi se pare corect și civilizat să, pentru cei care vin după noi, să transmitem acest program de sănătate. Potrivit datelor oferite de autoritățile sanitare, în ultimele zile s-au imunizat mii de persoane. Dintre acestea, multe cer informații despre voucherele de 100 de lei promise de autorități și întreabă cadrele medicale când le pot primi. Întreabă lumea, chiar destul de mulți, aproape de toate vârstele, vin și ne solicită aceste vouchere. Sunt interesați, numărul de vaccinări a crescut. Acestea ar putea fi luate de la centrul de vaccinare, cabinetul medicului de familie sau de la ambulatoriul de specialitate, în funcție de locul în care s-a efectuat imunizarea. Constanțenii știau că de la 1 octombrie pot intra în posesia tichetelor. Cu toate acestea, ele întârzie să apară. În acest moment, voucherele pentru centrele de vaccinare de pe raza județului Constanța sunt la DSP Constanța și urmează a fi distribuite. Până în acest moment, pe raza județului Constanța au fost vaccinate cu schemă completă peste 240.000 de persoane.